Nici la New York nu vedeți așa ceva. Și uite acolo, hai să vă arăt o chestie foarte faină. Uitați. Salutare, dragi prieteni, și Crăciun fericit vă dorim tuturor. Și noi am avut un Crăciun foarte frumos. Spuneți-ne voi cum ați petrecut de sărbători, cum vă simțiți. Noi suntem încă la faza de revenire, așa că astăzi vrem să și ieșim puțin să tragem o gură de aer. Așa că spuneți-ne și voi cum v-ați refăcut, cum a fost după mâncărurile astea de Crăciun. Uite, eu sunt aici și cu băieții. Haideți, băieții, uite aici în fața bradului. Ciao. Ciao. Așa că noi mergem și ieșim puțin, facem câțiva pași, așa că am hotărât să vă arătăm și vouă cum arată orașul. Acum, de zi de Crăciun, suntem practic în data de 26, a doua zi de Crăciun. Deja este un pic cam întuneric afară, astăzi am fost și un pic ocupați cu sportul, cu PlayStation, cu toate celelalte. Așa, unii dintre noi, nu-i așa? Așa că haideți să mergeți cu noi și să vedem exact ce o să facem. Ce o să facem exact nu știm, dar sigur o să facem ceva. Am ieșit acum pe stradă, dacă ați vedea câtă lume este la plimbare. Incredibil, bate un vânt. Băieții? Da. Și cu glugă, uite pe băieți și cu glugă. E mor de frig. Da, uite-l acolo pe David, zici că e camuflat de tot, numai ochii să mai văd de la el. Ai de capul meu. Deci bate un pic de vânt. Nu știu dacă sunt 0 grade, dar mai ardem din sarmale. David? Da. Tu ai fost specialist, hai să stau lângă David. Trece da. Partea asta altă. Alex, ca să rămân și între voi doi. Da. Ia spune-le prietenilor noștri, cum ai petrecut tu Crăciunul? Vai, în 3 zile am mâncat 35 de sarmale. Ai de cap. Bun, imaginați-vă că erau așa mai micuțe, dar totuși 35. Asta însemna 15 mari. Poftim? Asta însemna 15 mari. Nu știu dacă însemnau 15 mari, dar oricum. Au fost foarte bune, mai ales că au fost făcute de mama. Ai, că au fost făcute de mama. La ora 6 dimineața, pe foc cu ele. Da. Haideți să mergem, ajungem imediat la primărie. Ai de viața mea. Uite câtă lume. Toți au venit aici la brad. Într-adevăr, e foarte frumos bradul. Și uite câtă lume la bicicletă acolo. Ai de viața mea. Uite ce e aici. Haideți să vă arătăm aici o chestie foarte faină. O chestie foarte faină, pusă chiar în fața bradului. Hai că ne întoarcem. Ups. Hai să ne întoarcem. Toată lumea face poze. Uite acolo. Haideți să mergem să vedem și noi Ieslea. Asta este Ieslea, foarte frumos. Haideți să mergem. Parcă sunt naturale. Uite la măgărușul ăla, parcă e adevărat acolo, așa-i? Da. Uite ce frumos e făcută. Într-adevăr, toată lumea face poze. Haideți să ne retragem așa ușor. Așa ușor ne retragem de aici. E foarte multă lume. În primul rând e foarte multă lume. Și în al doilea rând e foarte frumos. Da, și uite acolo, hai să vă arăt o chestie foarte faină. Uitați-vă la selfie stick-uri. Uitați-vă acolo la selfie stick-uri. Toată lumea cu selfie stick-ul la brad. Foarte tare. Foarte tare. Parcă ar fi un festival de selfie stick-uri. Asta este. Haideți să vă arăt o chestie foarte faină. Deci dacă vreți să vă prindeți bradul, vă arăt eu ce trebuie să faceți. Va fi o chestie foarte tare. Haideți să vă arăt. Dacă vrei să aprinzi bradul, hai de departe. Pedalezi. Ups, când ai oprit din pedalat. Deci, împodobește mamă bradul. Nu-i așa? Alex, tu vrei să aprinzi bradul? Da. Bun, când termină copilul, urci tu la pedalat. Nu, hai să vedem. Urc eu. Uite aici, urcă David. Și acum, haideți să vedeți o treabă foarte, foarte tare. Uite-l aici pe David,
Ești pregătit? Da. Deci, aprinde bradul. Hai să vedem. Vai, că merge prea rapid. Uite aici, cum pedalează, cum se aprinde bradul. Foarte tare. E mică bicicleta pentru David. Așa, fii atent aici. Asta-i, asta-i. Uite cu câtă forță. Alex, ești pregătit? Da, da, hai. Da? Te rog să ne aprinzi și nouă bradul, da? Hai să vedem, uite-l aici. Hai de capul meu, ce biciclist avem aici, ia să vedem. Cum te cheamă pe tine? Iosua. Iosua, păi Iosua sare tot din bicicletă. Mână tare, mână tare. Așa. Hai, la șiria acum, hai, da, hai mână. Haide, hai, hai, ca la șiria. Tu ai pedalat? Hai, șarpul. Nu? Nu. No. Ca micuță pentru mine. Urcați-vă și voi acum. Rumea mea, scrie în spate! Hai, te-a prins! Schimbă, păi da! E? Păi nu, ai venit mai jos la bicicletă! Ai venit, gata, stins! Cum e să pedalați? Merge, merge, ok! S-a prinde frumos! Arde sarmalele! Da, arde sarmale tot! Păi da! Aici avem doi oameni înghețați. David? Da. Dar ce faci așa? E frig. E frig, așa-i? Cum îi s-a ars sarmalele pe bicicletă? N-am mâncat sarmale. Dar ce ai mâncat? Curcan? Am mâncat curcan, da. Păi, deci cine-și permite? Pedalez o bicicletă și ne-am pierdut căldură și F1-ul. Extraordinar. Să lași tu PlayStation-ul și F1-ul ca să vii să faci puțină mișcare. Incredibil, așa-i? Incredibil. Incredibil. Într-adevăr, bradul e foarte frumos. Uite-te ce bine e luminat. Și acum vă arătăm o chestie super tare. Băieții, haideți să mergem în tunelul de lumină. Sunteți pregătiți? Da. Așa ceva, nici la New York nu vedeți așa ceva. V-am spus eu că vă arătăm o chestie super tare. Uite, chiar dacă suntem în 26 decembrie, noi acum putem să facem pasul deja în 2021. Haideți să vă arăt. Haideți să facem pasul în 2021. Acum, intrăm. Intrați cu noi. Deci, cum este în 2021, băieții? Ca în 2020. Deci ați trecut în 2021, da? Da. Ați lăsat 2020 în spate, ați intrat în 2021. Da. Da. Asta da. Haideți să vedeți tunelul ăsta super de lumină. Și exact despre asta vorbeam. Uite ce frumoase lumini. Într-adevăr, a meritat să ieșim, chiar dacă e frig. Merita, da. A meritat. Hai să uite pe băieți, camuflați la maxim. Cel puțin David, stai să-ți ridic un pic căciula. Abia-i să văd ochii. Deci că e în misiune, dar este într-o misiune secretă. Uite ce frumos e. Secretul misiunii secrete, da. Și imediat ieșim din 2021. Ce anul? 2019? Vreți să intrăm înapoi în pandemie? Nu! Gata pandemia, ia! Nu mai vreau! Bun, și aici se închide discuția noastră din seara asta, pentru că sper că v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Luminile, bradul, tot, uite aici ai David, Alex, care sunt ghețați de frig. Astăzi ne-o cam strâns frigul la buzunar, așa-i? Da! Așa că vom merge acasă, unde e căldură, unde e fain și bine. Doamne, ce să vă spun, ne vedem mâine, cred că, pentru că avem o chestie de senzație. Așa că nu ratați nici vlogul de mâine, pentru că, într-adevăr, avem o treabă foarte, foarte, foarte frumoasă să vă prezentăm acolo. Și, cu siguranță, ceea ce o să vedeți, o să și folosiți în perioada următoare. Așa că, mulțumim! 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 La revedere! Pe data viitoare! Toate cele bune! Nu uitați să dați like, share, subscribe și să le spuneți prietenilor de videoclipurile care le face tata. Perfect! Dacă le face tata, așa să fie! Salutare! Ciao.